Rețetă de prăjitură marmurată cu apă minerală și cireșe, la care folosim doar 5 ouă la o tavă mare. Începem rețeta prin a amesteca 5 albușuri cu puțină zeamă de lămâie până când se spumează. În continuare adăugăm 12 linguri de zahăr sau 240 de grame și le batem până când obținem o compoziție fermă ca de bezea. După ce albușurile sunt ferme și nu cad din bol, punem 5 gălbenușuri și amestecăm. Urmează apoi 75 de ml de ulei, 150 de ml de apă minerală carbogazoasă, o esență de vanilie și coaja comestibilă de la o lămâie netratată. Amestecăm totul bine până la omogenizare. Peste 325 de grame de făină sau 13 linguri, punem un praf de sare și un plic de praf de copt de 10 grame. Le amestecăm, iar apoi le cernem peste ouă. Le amestecăm apoi puțin cu mixerul sau până când dispar cocoloașele, iar apoi folosim o spatulă. În continuare, punem puțină apă caldă peste 2 linguri de cacao sau 25 de grame. Adăugăm apa treptat până când obținem o compoziție ca de cremă de ciocolată. Punem 3 sferturi din compoziție în tavă. Eu am uns tava cu ulei și am pus și hârtie la bază, iar dimensiunea ei este de 25 x 38 de cm. Restul de compoziție o amestecăm cu cacaoa și apoi o punem și pe ea pe deasupra. Cu ajutorul unei cozi de linguri sau furculiță, creăm un model marmurat, la fel cum vedeți și în imagini. La final punem pe deasupra cireșe. Puteți pune mai multe sau mai puține în funcție de preferințe. Coacem prăjitura aproximativ 35 de minute la 180 de grade Celsius treaptă sus și jos sau până când iese scobitoarea curată. După ce se răcește, o pudrăm cu zahăr pudră vanilat și o putem felia. Așa arată o bucată. Ce îmi place mie cel mai mult la prăjiturile cu apă minerală este faptul că nu sunt înnecăcioase, așa cum sunt pandișpanurile sau checurile. Dragii mei, ca să vă fie mai ușor, vă las rețeta scrisă în descriere. Toate cele bune!